Let's go, dar! Dimineața ne-am pregătit, suntem în mașină și acum vrem să pornim spre plaja Porto Cacique. Vrem să mergem acolo astăzi și am zis că dacă se poate să găsim ceva taxi boat sau ceva variantă, am vrea să mergem și la Egremni. Dar, mă rog, pe aceeași coastă, nu cred neapărat să fie o diferență foarte mare ca și apă. Adică cred că la Porto Cacique cred că e mai frumoasă apa decât la Egremni, nu? Și cred că este varianta, dacă sunteți aici cazați în Vasilichi, cred că este ceva taxi boat care vă duce acolo, nu? Că parcă era și la Egremni și la Porto Cacique, da. Deci poți să mergi cu barca aia, cred că te lasă fie la Porto Cacique, fie la Egremni și cred că e 10 euro pe cap sau ceva de genul și te lasă acolo. Și cred că am citit pe net că undeva de la 4 jumate încolo vine înapoi să te ia, ceva de genul. Dar nu știu să vă dau detalii, eventual dacă o să aflu o să vă zic eu în vlogurile în care o să vorbim noi despre lefkada acasă. Și acum mergem acolo la Porto Cacique. Am înțeles că până la ora 11 sau 12 e umbră pentru că e stânca aia acolo mare, dar ce e frumos pe partea asta de vest este că apune soarele în mare, așa că dacă vreți să priviți apusul e o variantă să stați acolo. Și noi am găsit ceva Panorama View, parcă se numește ceva restaurant care are undeva așa pe vârf de deal locația și vezi foarte frumos apusul. Acum ori îl vezi pe plajă, ori îl vezi de acolo, dar la plaja aia la care am fost ieri prima la Agiofili, să știți că nici toalete n-am văzut și nici restaurante sau pub-uri sau chestii de genul nu există. Era doar un domn acolo lângă parcare cu ceva tarabă și cred că v-am zis că am plătit 10 euro pe parcare și în banii aia putem să ne luăm ori două cafele, ori două sucuri sau două ape sau ce voiam noi. Și atât a fost, deci nu aveai unde ce să-ți iei, ce să mănânci, nici toalete n-am văzut sau cel puțin eu una n-am văzut, nu cred să fi fost. Deci din punctul ăsta de vedere e un pic așa, ești ca pe o plajă sălbatică, deși erau șezlonge sau chestii de genul, dar toalete eu n-am văzut, dar mă rog. Acum sper că la Porto Cacique să fie mai fancy, așa că vă las, pornim și ne auzim de acolo cel mai probabil. Da, cam ăsta e drumul spre Porto Cacique, să știți. Da, e destul de amenajat, doar că dacă aveți mașină mică, hai de capul meu. Deci e turată la 3, în a doua, dacă o bag în a treia nu mai mere. Deci horror. Oricum, mașină mică, dar să aibă motor poate un pic mai mare. Uitați-vă ce frumos, ce frumos e peisajul ăsta de aici, din stânga. Superb. Dreapta, merg la Egremni și dacă merg în stânga, merg la... Știi cum e chietra aia acolo, ne-am pe Baifet, ce frumos, aia cred că aia, aia e Egremni, da. Da, cam asta e parcarea de aici, ai 10 euro, era și o parcare gratis, dar era închisă, deci cred că numai mai după masă e deschisă sau poate numai în weekend, cine știe. Pe marginea drumului numai o mașină am văzut parcată și nu cred că e ok să o lași acolo. Se mai auzea că se sparg mașini și chestii, așa că mai bine să fie aici supravegheată. Și încolo e marea și văd că aici au ceva terasă, terasă e mult spus, ceva bar, crâșmă, să mai poți bea chestii. Și văd că au frapeuri, snack-uri, iaurt cu miere, toast și french fries. Acolo este toaletă, în chestia albastră. Deci aia e plaja acolo. Cât e frumos! Păi, dar e foarte mare! Ia stați de acolo! Wow! E trepte, bine, cred că e nașpa când le urci, când le cobori, ok. Da, și zicea că e umbră până la 11, dar păi, uitați-vă că aici e soare deja. Oh,
Gata, s-a montat și cortul. Cam așa arată. Și l-am prins și acolo în nisip. Și ok, că ține umbră și e special de soare, că zicea că are protecție 50. Și mai băgăm noi prosapele acolo și în momentul în care o să facă soare aici, că vedeți că momentan e soare numai acolo în dreapta, când se face soare o să-l întoarcem eventual. Aglomera de azi dimineață. E umbrelă lângă umbrelă. Mergem și noi spre cazare, că deja e foarte cald, e ora 3 aproape și nu mai este niciun pic de umbră nicăieri. Să știți că portul ăla e ok cât de cât, dar se încălzește foarte tare la un moment dat și îți faci saună în el, efectiv. Oricum, plaja e superbă. Un albastru atât de fain, nu știu dacă m-ai văzut. Cred că în Cipru m-ai văzut apă similară. Chiar e superbă. Chiar e mare asta. Deci uitați-vă cam cum s-a aglomerat parcarea între timp. Deci musai să veniți la prima oră, că după aia e dezastru. Adică foarte greu mai găsiți loc de parcare gen cum e ăla acolo, zici că stă suspendat. Dezastru. Navam o să la piscină, că nu mai pot. Deci s-a arsă, s-a terminat psihic. Drum aici la un punct din asta de belvedere și asta e plaja Egremnică, ne-am uitat pe hartă, am crezut că e tot continuarea de la Porto Cacichi, dar e plaja Egremnică. Dar că cred că e partea asta pe care nu prea vine lumea, că nu văd pe nimeni. După stânca aia, plaja unde sunt oamenii, ai da, incredibil ce frumos să vedem. Jur, tocmai ce m-am machiat, mi-am făcut așa niște tușuri și zici că sunt handicapată, că nu stau ochii bine în cap, că am dormit. Și mergem și mi-am luat rochița asta de pe Shein albă, deci o ador, o să-l fac un outfit afară, bativ în Tocin Hall. Mergem să mâncăm, după care vrem noi să mergem acolo, ne-am fost astăzi la Porto Cacichi sus, ca să vedem apusul de sunset-ul, ca să ne înțelegem. Arăt outfit-ul of the day, of the evening, of the sunset, mai degrabă. Cam asta e rochița, mi-am luat șlapii, nici știa că n-am altceva și m-am ars maxim pe picioare. Și rochița vine așa, deci uitați-vă cât e de cute și s-a bine îmbrăcată burlacul. Hai că ne-am găsit loc aici la... bine, am găsit loc cu parcare aici pe podul ăsta. Uitați că și aici lângă noi în port este o plajă și aici efectiv e portul în spatele meu. Și Savinski mă așteaptă. Așa, apropo, dacă vreți să vă închiriați mașină,
Merită să-i sunați pe ăia de acolo dacă se vede Alex Renta Car, că iau prețuri mai bune. Noi plecăm la plață cu mașina, dar o să vă povestesc eu acasă. Am așezat-o la Fisherman Tavern aici, unde am mâncat în prima zi, că nu prea am avut unde să alegem. Ce am vrut noi, ceva să... Giro și-a vrut să bine, avea notă foarte mică, așa că nu ne-am așezat. Și cam la ora asta, ăsta era deschis și ne-am comandat. Eu am luat ceva scoici care cică îs specifice, sangaki, saganaki sau sangaki. No, whatever. Am luat un colă, să bine și-o luat o bere. Am luat tzatziki să testăm și de aici și pâine. Și da, asta să fie, vă arăt când vine mâncare. A venit și mâncarea, deci astea sunt scoicile. Astea sunt ceva scoici în sos de vin, cred că. Asta e tzatziki, o șorată demențial. Ne-a dus pâinică. Și uitați-vă la chicken souflaki. Am mâncat. Cât de bine arată. Sper să fie și bune. Dar la ce-ți-o mai pus ceva parmezan? Nu, hai de bine arată. Dar ți-o pus și legume pe ea. Ce? Ți-o pus și legume pe frigăruia aia. Ești pe frigăruia. Ce șmecher. Super bun. Poftă bună. Cam așa de bune au fost toate. Am mâncat tot. Și eu și Sabin, super bun. Mai ne-am ridicat de la masă și mergem la Cafe Panorama, care e acolo unde am fost astăzi, la Porto Katsiki. Și încercăm să prindem the sunset. Ne-am întors aici, ne-am făcut poze mai devreme. N-am mai mers la Cafe Panorama aia, că e exact aceeași chestie. Adică atâta că e o cafenea, aici poți să-ți iei nu știu ce chestii de prostii, dar e belvedere mai mult. Practic acolo mai faci și consumație, că aia e diferența. Hai să mergem acolo jos, vedem ce e. Aici merge soarele direct în mare. Deci am văzut cel mai frumos apus ever. Și vrem să mergem să mâncăm înghețat. Am venit înapoi în port aici unde am mâncat. Mergem la ceva frozen, nu știu ce, stați că o să vă filmez în momentul în care ajung. Frozen, cum era? Frozen... By Disney. Da, by Disney. Cazarea asta am tot apărea pe Booking, de câte ori căutam în zona asta, Acroiali se numește, și fix aici e portul, efectiv în spate, deci dacă vreți să vă cazați și aici ar fi o variantă. Sau acolo ne-am stat noi, la unde stăm de fapt, la Calias. Și aici sunt locuri de parcare, acum nu, dacă veniți un pic mai repede, prindeți mai multe locuri. Deci au și așa specifice grecești. Și au tot felul de chestii.
cumpărat cu banoffee pie. Asta e foarte bună, să avem și o luat cu mentă și cu ceva de lor. Cu ce era aia? Ceva vanilie. Dacă nu o să ajungă la ea, vă zicem. Asta e foarte, foarte bună. Aia cu mentă. Ia o gură să vezi ce punem să. Parcă are gust de banană, cu caramel, cu biscuiți, cu ceva. Așa e? Îți place? Cât a fost? 9 euro. 3 globuri? Deci 3 euro globul. Deci 3 euro e un glob, dar e foarte bună. Are 4,9. Dăm câteva, destul de multe recenzii. Dimineața, tocmai ce ne-am trezit și acum ne-am dat seama de dimineață că astăzi trebuie să facem check-out-ul aici la cazare, așa că ne-am pus rapid și am adunat toate chestiile în vreo 10 minute și acum ne-am pregătit. Mi-am luat topul ăsta de pe Shein și niște pantaloni scurți și mergem să mâncăm pentru că deja e ora 7 și se servește micul dejun. După care pornim, cred că astăzi vreau să mergem la plaja, cum azi, la Egremni, nu? La plaja Egremni. M-am văzut aseară, cred că v-am filmat, apusul de acolo, de la plaja Egremni. Deci arăta demențial apa și de acolo, așa că vreau neapărat să le bifăm pe toate și dacă nu stăm neapărat toată ziua acolo, dar o să trecem și pe la plaja Egremni. Deși am înțeles, mă rog, din ce am citit pe Google, zicea că se ajunge destul de greu, adică nu trebuie să coborâm ceva trepte sau să mergem pe undeva, cred că un kilometru, nu știu ce citea Sabin, dar o să vedem oricum, o să vă țin la curent. Momentan la toate plajele la care am fost, s-au ajuns relativ repede, drumurile ok, în afară de plaja aia Aftelii, sincer nu vă recomand să mergeți la ea, în primul rând e un drum horror. Și doi la mână e foarte îngustă, deci efectiv dacă nu mergeți la prima oră, însemnând ora 7:30-8, nu mai prindeți niciun loc pe plajă, se aglomerează foarte, foarte tare, e foarte mică, nu știu, simți acolo că n-ai aer, deci e horror. Atâta doar avantajul e că are ceva beach bar acolo și cred că poți să mănânci, dar în rest e horror. Plaja de ieri mi-a plăcut enorm de mult și aia din prima zi, plaja Agiofili, dar o să povestim noi toate lucrurile astea acasă, oricum și o să vă zic care mi-a plăcut mai mult, care ce avantaje și dezavantaje au. Și astăzi vreau să mergem la Egremni, după cum vă ziceam, sper să fie ok, să nu fie valuri mari. De exemplu, și ieri pe plaja aia au fost așa, zone și zone, deci toată lumea zicea că vai ce valuri mari, că bla bla bla, dar sincer doar în partea, așa, în partea stângă a plajei mi se păreau că sunt așa mai mari valurile și aia din cauza că erau niște stânci acolo și cumva era mult mai mare deschizătura la mare. Dar în rest, în partea asta altă, erau zone în care nici nu erau valuri aproape deloc și zone în care erau valuri foarte normale, adică erau o grămadă de copii și nu au lovit pe nimeni, nu au plâns nimeni, deci îi safe. Acum, evident, depinde și de vreme. Normal că dacă e super vânt afară, e așa de ploaie, cu siguranță și valurile mai mari, asta peste tot, dar dacă nu, e destul de lină, e ok. Și îți porțiuni într-adevăr în care intri așa mai adânc, dar în rest e ok, dar neapărat ai nevoie de papucii ăia. Chiar dacă pe plaja asta au fost zone în care era nisip, deci era foarte interesant. Într-o zonă erau numai pietre, dar din alea destul de... pietricele, mai măricele, și în cealaltă parte era nisip, deci foarte interesant. Dar oricum se merită să mergeți și la Porto Cațichi, e super. Noi, nu știu, ne-am întoarce și la prima și la asta de ieri, când ni s-au părut super frumoase. Dar da, astăzi mergem acolo, vă țin la curent, acum mergem la micul dejun, vă filmez ce popăm și pornim după aia spre Egremni și facem de aici check-out-ul și o să ne cazăm în Nidri, mai după masă, mai spre seară de fapt. E o altă stațiune, undeva în partea de mijloc a insulei, în partea estică, așa că acolo să ne cazăm. E un fel de stațiune ca și asta, doar că e mult mai mare și cred că sunt mult mai multe posibilități. E tot un fel de port, au și plajă acolo. Eu cred că e un pic mai mare decât partea asta de Vasilichi, unde suntem noi acum cazați. A meu face să mă pun. Așa că, da, sperăm să fie mult mai fain, oricum cazarea aia o să fie ceva lux, asta v-am zis că nu e ceva super wow, dar e ok, adică e curat, s-o făcut curat în fiecare zi, mâncarea e foarte bună, într-adevăr se repetă, cred că m-aș fi plictisit să stau aici 7 zile, motiv pentru care oricum am ales să mergem pe varianta asta mai ieftină aici, după care să dăm mai mulți bani dincolo. Hai să vă mai arăt odată piscina. Acolo e marea în față, acolo se face chestia aia cu parasailing, dar nu parasailing, stau pe... chestiile alea, plăcile alea și se plimbă pe apă, nu știu cum să vă zic cum se numesc. Și asta a fost piscina, deci chiar e super ok, am stat și la ea de vreo 2 ori. E curată, acolo avem și duș undeva, nu mai văd să vă arăt, undeva lângă șezlongul ăsta ultimul. Curtea e super nice, aici poți să mănânci dimineața, e o extindere a terasei aici, practic se mănâncă în clădirea asta de dedesubt. Super drăguț. Și am avut balcon foarte mare, sincer, am primit o cameră cu vedere la mare, cu 3 paturi, n-am înțeles de ce, dar cred că așa au fost pe booking când am rezervat.
Așa că mergem să păpăm, o să mergem să stăm acolo jos și ne auzim după aia. Eu cam asta mâncăm. Ceva vânătă umplută cu ceva roșu. Asta e pizza, ceva pizza improvizată foarte bună. Ceva sălățică și să vin să porcităm. Numai de asta eu să-mi fie dor. Suntem gata de plecare. Mi-am luat acest costum de pe Shein, pe care l-am văzut la doamna Lala de la Insula Iubirii. Așa că cu asta mă duc azi, cu asta facem pozici și să mai fac așa un room tour după ce am golit noi în mare, acum mai avem niște chestii de luat. Dar cam așa a fost camera, v-am arătat și când am venit așa mega basic, dar vă zic, am făcut curățenie, adică chiar dacă arată destul de nașpet așa, să știți că mâncarea e foarte bună, mai ales prăjiturile și mă rog, e curățenie, deci chiar asta am apreciat, sincer, la ce poze am văzut, m-am speriat că fi ceva cocheț, dar chiar a fost super ok și aici la baie, toate funcționale, curățenie, ne-au lăsat prosoape în fiecare zi, ne-au schimbat prosoapele, ori aspirat, ori șters pe jos, ori spălat cada, chiuveta, deci chiar nu m-am așteptat, am avut... Am avut și frigider aici, am avut seif, deci totul e ok, seif, umeraș aici în dulap, uși din astea șmechere, că gen poți să deschizi tu de poți deschizi tu din interior, dar de afară îi pun din ăla și nu poți decât dacă bași cheia, chiar dacă noi nu închidem pe interior, deci trebuie să ai cheie neapărat. Balconul v-am arătat, super fain, super mare, view frumos, deci sincer, dacă vreți ceva la preț mai mic, să știți că e ok, mâncarea, acum într-adevăr se repetă, cred că dacă mai stăteam încă 2-3 zile, cred că m-aș fi plictisit grav de mâncare, dar prăjiturile, acolo în comentarii că ziceau că sunt făcute de ei, din astea homemade, nu sunt cumpărate și... chiar sunt foarte gustoase și tot diversificate în fiecare zi. Acum cafeaua, v-am zis, cred că nu-i punctul lor forte. Acum nici n-am băut în restaurante vreo cafea ca să vă zic diferența, dar dacă o să beau, o să vă zic. Ne adunăm și noi ultimele lucruri. Mai avem aici ceva sticle de apă, chiar de la mașină. Astea de la baie, acum le-am adunat. Și am plecat spre plaja Egremnii. Deci cam un kilometru 30 trebuie să merem pe jos de la mașină, așa că hai să băgăm viteză, că mai avem de pedala până acolo vreo, cred că 25 sau 30 de minute, dacă nu știu mai bine. Ne vedem de acolo. Am ajuns și aici la Egremnii și trebuie să plătim. Și cam acolo e în față parcarea, cred. Și plaja e undeva încolo, deci mai avem de mers un kilometru 30, cam așa, până la ea. Să vedem cât costă. Cât e? 10? 5. 5, nu? Oh. Deci cam asta e parcarea. Ne-am parcat acolo sus un ghidomul ăla, zici că suntem noi și nimeni. Dacă mă duc în față, pic în râpă. Și acum trebuie să merem pe aici, prin pădure, peste munți, prin pădure, merem la bunica să și pe acelișa? Bici, mă, pe aici, mă. Ha! O, dai lejer. Uite ce frumoasă e. Ce frumos! Vai, deci e mirobolant. Superb. Nu mai ai harta să vezi cât mai avem. Dar e ok drum. Probabil când urcăm înapoi o să fie nașpa, că e așa un pic în pantă. Dar am zis că nu o să stăm enorm de mult. Vedem, mamă. Deci cam peste tot 10 euro se cere la parcare. Vedea, culoarea asta e ruptă din filme. Uitați, asta e plaja și am ajuns aici la 30, cred că cam cât am făcut de sus? 15 minute? What? Asta nu-i normală, bă! De cum?
să sărea pe cine. Eu murit. Dar cum? Deci dacă sărea în cap, deci eu cred că mă aruncam pe jos de râs. Da. A, deci am mers vreo 15 minute. Și acum am dat de scările astea. O, dar e frumoasă. După un milion de ani. Și cam așa e plaja. Fain că e lată și gen, na, ești mai mult așa, se ci simți mai solo, solita. Și văd că acolo, în larg, dacă vă uitați în capăt, văd că acum aduc acolo oameni, cred că din porturi, cred că îi aduce aici. Sincer, dacă aveți cu ce să veniți cu barcă, mai bine veniți cu barcă decât să veniți cu mașina, pentru că drumul ăla e teroare, cred că îl vedeți acolo sus. Deci, o să murim când o să mergem înapoi. Vine să las mașina aici, sincer. Aici sunt valuri un pic mai mari. Încă nu m-am băgat în apă, nu m-a sabin s-o băgat. Dar o culoare și atâta de cristalină, parcă aia de ieri era mai opacă, așa, nu se vedea super bine fundul la ea, dar era tot așa albastră, ați văzut. Dar asta e ceva, e și mai cristalină, cred că se vede. Vedeți fundul efectiv. Mai de-abia aștept să mă bag. Lately I've been thinking way too much. Now whether I'd even call this love. I'm always in my head, you're always on your phone. It never seems to feel right. No plane is in the sky, no help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, can't take another day. Can't wait until it feels right. Gata, plecăm și noi de la plaja Egremlin. Deci e frumoasă, cred că de asta vine lumea aici, pe faza că e mai liber. Adică uitați-vă încolo, efectiv, cred că, nu știu, o persoană sau două, ceva de genul. Că e vreo ora 2:30 deja. Și mergem încet spre cazare, că v-am zis că astăzi trebuie să schimbăm și cazarea. Dar, mă rog, o să facem, cred că, vreo 40 de minute până acolo. Hai, deja mi-e groază. Când văd scările astea, mi se face rău. Vedeți că acum ați și pe soare, dar oricum se merită să veniți la plaja asta dacă vreți liniște, dar dacă aveți copii, nu vă recomand, pentru că e destul de abruptă și adâncă dintr-o dată. Deci dacă nu știți nici înota foarte bine, eu, de exemplu, am stat până aici la mal, nu știu, am mers 2 metri, că efectiv te trăgeau așa valurile. Într-adevăr, sunt valuri. Da, nu mi s-a părut să fie cu mult mai mari decât alea de ieri de la Porto Cacique. Dar, într-adevăr, dacă ai copil mic, nu e o variantă. Ori numai așa să-l ții cu tine în continuu și să știi tu să noți, să-i pui
din ăla de salvare, nu știu, pămâni, ceva să stea deasupra, să nu se nece, că în rest e horror. Hai să vă dați seama, acolo îs scările. De acolo mai ai, da, un kilometru. Da, și mai avem de acolo un kilometru aproximativ. Uitați cum, cortul, cum e cortul ăsta albastru din față, de se umple cu un nisip de la aranjează domnul. Acum ăsta e fain, că bate aerul prin el. Da, dar uite că iubi nu ține cortul ăla așa multă umbră, cum zici tu. Acum nu. No, dar peste așa. Hai pe mine. Da, dar restul e fain. Sau așa, cum e asta, așa e, bă, aerisire. Că noi ne-am luat ăla și n-are aerisire și ne coacem acolo. Numai așa că punem peste un alt prosop, chiar dacă are protecție pentru soare, tot așa e. Haide, băine, deja mi-e rău. Deci cam așa arătăm după urcarea asta, deci horror, efectiv horror, nu mai pot, deci sunt transpirată, moartă, nici nu ne vedem bine. Deci, sincer, e foarte faină, dar vă recomand dacă vreți mergeți cu bărcile, că sunt ceva bărci organizate care vin acolo, noi n-am știut de treaba asta, noi am crezut că doar vor trece pe lângă, pentru că și... Acum câteva seri am întrebat acolo în Vasilichi și zicea că este oprire și la Egremni sau la Porto Cațichi și efectiv nu s-a oprit nicio barcă. Cât am stat noi ieri la Porto Cațichi, nu a oprit nici măcar o barcă să lase oameni și atunci ne-am gândit că bă, poate nici cu Egremni n-o să, nu știu, poate nu ce lasă, că gen-s valuri și n-are cum să se oprească acolo sau chiar aruncă în larg și eu nu știu să not. Dar sincer, mai bine veniți cu... Ce am râs? M-a rugat, păi nu, te aruncă acolo la distanță, mă, de mal, nu te aruncă. Ce? De ce râzi de mine? Ce aruncă cu bagaje, cu telefon, cu tot. Deci mor. Horror. Deci acum mergem la cazare. Toate smocirile, deci stai să vă arăt. Deci toate smocirile pe picioare, efectiv. Păi iubi, ar trebui să mă șer cu ceva, mă stric toate sandalele astea. Ne apropiem de Nidrin.